Bună ziua, albinuțelor, și bine ați venit la încă un episod din Otomănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din România care face mukbang și ASMR pe YouTube și live pe TikTok. Dar, dacă ratați live-urile pe TikTok, puteți să intrați pe YouTube pe profilul Miere TV-o, pentru că aici urc toate live-urile de pe TikTok și le puteți vedea oricând. Pentru astăzi avem un meniu italienesc sau franțuzesc, nu știu cum să-i spun. Avem aici o selecție de brânzeturi. Aici avem gorgonzola, asta e italienească. Mai avem o brânză maturată în crustă de vin roșu. Telemea clasică românească. Și niște cireșe enorme de la mine din grădină. Mulțumesc, Banghici! Salut, poftă bună! Mulțumesc, mulțumesc frumos! Numai uitați-vă cât de mari sunt cireșele astea. Nu știu dacă puteți să vă dați seama, dar efectiv sunt cât degetul meu. Cât unghia. Uite cât de mare e pe lângă unghie. Chaimă, sunt enorme. Telemea este nesănătoasă. Cred că tu ești, frate, puțin nesănătos. Eu cred că tu ești puțin nesănătos. Ia să vedem cum e brânzica asta. Mai e bună. Nu știu de unde a luat-o maică mea. Brânză maturată în crustă de vin roșu. Singura diferență este că francezii sau italienii mănâncă brânzeturile astea puturoase, puternice, sărate. Le mănâncă cu struguri, cu smochine, cu alte nebunii. Mie îmi place să le mănânc cu pepene. N-am pepene pentru că am cireșe. N-am mai cumpărat pepene în ultimul timp. De 2 săptămâni am cireșe în drace aici, în curtea mea. S-au făcut foarte multe cireșe anul ăsta. Plus de asta că am și vreo 7 cireși. Dintre care 2... imenși. Imenși, imenși, nu așa. Ce cerește coaptă, da. Ia uite-le. Dintr-un cereș mai micuț, altoit. Am vreo 5 altoiți și 2 nealtoiți. 5 mai micuți altoiți și 2 mai mari nealtoiți. Vă salut! Și eu te salut, Daniel. Poftă bună! Mulțumesc, Adriana! Ce brânză ai, șefule? Ce mâncare e asta? Brânză cu cireșe? O mâncare aleasă. Uitați-vă puțin cât e. Cât e cireașa asta pe lângă degetul meu. Bă, e enormă. Așa mănâncă ăștia, mă, francezii, italienii. Numai că ei mănâncă cu struguri, v-am mai zis. Bine, acum, na, voi intrați toți pe rând și trebuie să spun de 7.000 de ori același lucru. Asta e gorgonzola. Mamă, cum arată. Superbă. Cu ce e brânza? Vezi, tocmai ce am zis. Turcii mănâncă cu pepene roșu. Și mie îmi place cu pepene roșu, numai că nu mi-am cumpărat. De vreo 2 săptămâni am mai cumpărat pepene pentru că am foarte multe cireșe. Da, am și brânzetele mea. Am aici și o bucată de telemea. Din asta extra cremoasă. Mmm.
User, omul știe ce face, nu vă bateți capul. Mulțumesc, userul. Nu sunt coapte. Maria. Așa e, nu prea sunt. Bine ați venit aici la singurul live. Mukbang. ASMR. Făcut de un instructor de fitness și nutriționist. Și apicultor. Ne arăți abdomenul? Era să zic eu. Ce ți arăți ea? Am ești așa curios. Frate, la Mukbang-uri nu e striptease. Să-mi ridic tricou, să-ți arăt abdomenul. Mukbang-ul este alt concept. Mâncăm, vorbim. Vă răspund la întrebări despre nutriție, despre masă musculară. Bună seara din Londra, să ai poftă, mulțumesc frumos! Bună, Andrușca! Mi-ai făcut poftă. Să știi, Patrică, sunt delicioase. Sunt mari. Sunt coapte. Acum au fost culese, astăzi, acum 2 ore. Au fost culese. Pam! Sunt delicioase. Și în combinație cu brânzeturile astea sunt și mai bune. După ce mănânci o gură de brânză sărată, după aia când iei din asta, care e plină de apă și stinge gustul la sărat, ți se pare și mai dulce, pentru că ai gustul sărat în gură. O nebunie. În principiu, brânzeturile astea merg mâncate cu mai multe fructe. Important este să fie zemoase. Era să mănec. Era să mor aici pe live. Cum se mă, frate, vierbi? Că sunt alese de maică mea și de taică meu. Tocmai ce le-au cules acum, nu vezi, sunt perfecte. Tu știi cât e un kilogram de ăsta? 3-4 milioane. E ceva deosebit. Frate, câte calorii ai acolo? Băi, cireșele au 63 de calorii pe stare grame. Mulțumesc, Antonio, pentru trandafir. Deci cireșele au 63 de calorii pe stare grame. Brânzeturile astea au mult, au 300 de calorii pe stare grame. Ale mele sunt pietroase și cărnoase. Păi și ale mele sunt tot pietroase și cărnoase. Și ale mele sunt tot pietroase și cărnoase. Și perfecte. S-au făcut bine cireșele anul ăsta. Au fost pomii atât de încărcați, ceva de speriat. Salut, frate! Salut, Justin! Stai, mă, Ioan, că te liniștesc acum. Dacă tu vrei să spamezi. Te liniștesc acum, Ioane. Gata. Am liniștit. Ai văzut? E bună mierea de rapiță. E foarte bună. În cafea. O recomand. Mamă. Și mănânc, fii atent. La gorgonzola asta nu-i mai dau crusta jos, frate. O mănânc așa, cu tot cu crusta. Aici avem foarte multă penicilină. În crusta asta. Antibiotic, natural. Înțelegeți voi? Tot mucegaiul ăsta conține penicilină naturală.
Antibiotic natural. Așa mănânc și eu. Vezi, Traian? Traian e băiat deștept, frate. Nu ca ăștia. Iac, nu știu ce. Nu ți-e greață, poți să mănânci cereșe cu brânză? Nu, frate. E cel mai bun lucru. E una din cele mai bune combinații. Să mănânci brânză din asta puturoasă și apoi să stingi. Puturoasă și sărată. Și apoi să stingi cu niște fructe zemoase, dulci, acrișoare. Mam. Sau cu pepene, da? Mariușca. Sau cu pepene, dar nu am. Nu am pepene. Băi, pe bune, dacă ați ratat live-ul sau nu stați până la sfârșit sau așa, intrați pe YouTube și uitați-vă acolo, că o să-l descarc imediat. Acum, când oprez live-ul, pac, îl descarc și apoi îl urc pe YouTube să rămână acolo. Pe bune, vorbesc. Singurul nutriționist și instructor de fitness din România care face mukbang și ASMR live pe TikTok și apoi urcă clipurile pe YouTube. Mi-a ieșit ceva aici. N-am fost cu minte. Am băgat botul unde nu trebuia. Lavinia, îmi dai o cireașă? Sigur că da. V-aș da tuturor câte o cireașă, numai că sunteți prea departe. Am dat și la vecini. Am avut foarte multe cireașe anul ăsta. De unde ești? Din Vâlcea? Ia uite-ne. Bă, cum să fie, mă, frate, atât de mari? Cum să fie atât de mari? Uite ce calibru au. Uite un pic. Pe lângă unghia mea. Pe lângă unghia mea cât sunt de mari. Uite. Mai zic ceva. Sunt imense. Eu din Arad. Tare. A venit Roxana și mi-a dat pupu. Mi-a dat sărutul. Mamă, dar asta e scump. Dar de ce nu scrie cât e? Cât e, mă, Roxana asta? Roxana Ridge Level 13, mamă. Roxana e bogată. Roxana mereu mi-ai dat. Numai cadouri scumpe. Trebuie să vin și eu odată să-ți aduc un borcan de miere și niște cireșe din astea bune. Ce e aia albă? Brânză. Brânză cu mucegai, gorgonzola. Și mâncăm cu tot cu crusta asta. Fabian, Fabi, mulțumesc frumos pentru cadouri. Ia uite de aici. Mai ții legătura cu băiatul ăla din Vâlcea? Cu Ștefan Martin? Ștefan Martin. Nu, frate, ce ai? Ce înălțime câte grâne ai? Mulțumesc, Călin. Mulțumesc pentru cadouri. Am 1,80 m și 116 kg. Mondiala 2? Nu, nu, nu. Eu nu vând cireșe. Eu vând doar miere. Scrie acolo la profilul meu. Miere TVO. Miere vând eu. Mamă, cât de mare e asta. Bă, uite cât de mare e asta, pe lângă asta. Băi, fraților. Uitați-vă puțin.
Uitați-vă puțin cât de mare e. Uitați-vă cireașa aici, frate. Cum o să fie atât de mare, fratele meu? E imensă, jur. Cât e pe lângă unghia mea. Imensă. Ha, nu mai am brânză. Oricum, brânza asta are și multe calorii. V-am zis, 300 de calorii are. Încă una imensă. Încă una. La fel ca aia. Deci vă zic, cireșele astea... N-ai cum. Cireș cu brânză, da. Cireșe cu brânză. Merg foarte bine, vă zic. Pentru că brânza e sărată, e puturoasă, e din aia maturată. Sau cu mucegai. Și după aia, după ce mesteci brânza și o înghiți, iei un fruct. Poți să iei cireșe, poți să iei pepene, poți să iei struguri, smochine. Bine, smochinele trebuie să fie de la proaspete. Am și smochină în curte, dar nu prea îmi plac mie smochinele. Mi se pare că au așa o textură de muci și nu-mi plac. Pe mine m-a motivat rău de tot clipurile tale și am slăbit 30 grame aproape. Mai puțin de 6 luni. Superb, Phoenix. Trebuie să-ți pune aici clipul. Stai așa. Clipul, doamne, comentariu. Pin this comment. Ați văzut, mă, frate? Ăștia oameni adevărați. Haterii nici nu trebuie băgați în seamă. Că se oftică și mai tare. Dacă nu-i bagi în seamă. De unde ți-ai cumpărat cireșele? Nu le-am cumpărat, le-am de la mine din curte. Am vreo 7 cireși în curte. Am 3 altoiți, de fapt nu, am vreo 4 altoiți mai mici. 5. 5 am. 5 micuți altoiți. Micuți la modul că i-am de vreo 5 ani așa. Și mai am 2 nealtoiți imensi. Când fac 6 luni de slăbit, anunț că l-am pierdut. Super. Da, chiar vreau să mă anunț, Phoenix. Foarte tare, felicitări. Mă bucur pentru rezultatul tău. Nu mi-aș planta. Vezi că nucii sunt protejați de lege în România. Nu ai voie să-i tai. Și când îi cureți, e belea. Îți trebuie aprobare. Și nucul crește foarte mare. Deci știi care e faza? Dacă pui un nuc, trebuie să-i oferi foarte mult spațiu în jur. Pentru că el face foarte multă umbră și nu crește nimic. Adică dacă ai un cireș micuț sau un alt, un vișin, ceva, un cais, lângă el la 2 metri, 3 metri, 4 metri, gândește că în 10 ani ăla se va înălța nucul foarte mult și va face umbră și nu mai crește nimic. Știi vorba aia? La umbra de nuc nu crește nimic. Crește mare, dar durează 10 ani exact. N-are vierme cireșea? Edi, de frate la școală. Asta e preocuparea ta. Asta e problema voastră, dacă au cireșele mele vierm sau nu. Eu zic că mai bine v-ați duce naiba la școală. Cireșe, da, biscuit. Avem cireșe enorme. Cât două unghii de ale mele.
enorm de mari. Zici că vând alea inele. Îi mai știți pe aia? Cu bijuteriile, cu inelele. Stăteau așa și puneau, le puneau așa pe degete inelele. Am caise plantat de, am caise plantat de mine la 12 ani. Superb! Eu am plantat, am plantat tot așa pe la vreo 10-12 ani cu bunicul meu. Am plantat un de la, mă, cum se numește, mă, un alun. Alun. Dar în curte la bunicul meu. Nu aici la mine în curte. Tot cu bunicul meu și a murit. Ce a murit? La mine a murit, și la mine a murit bunicul, dar pomul n-a murit. Da, în alun cresc alunele. Alune de pădure. Că noi românii, noi și la arahidele spunem alunele. Ce luați voi din comerț și mâncați alune cu sare la meci și beți bere, alea de fapt sunt arahide, nu sunt alune. Alea sunt arahide, să știți și voi. Raul, stai așa că te rezolv. Gata, tată. Cântă la altă masă. Mamă, ce bun e brânza asta. Am cireș galben, am și eu unul. Am și eu un cireș galben. Una singură am mâncat. 3, 2, 2, 1, ești istorie. Frate, mă mănâncă pielea de arahide, ești alergic. Ebris sau... Nu, gorgonzola a fost. Am avut gorgonzola maturată în vin roșu. Și telemea, am avut 3. Ce sfaturi ai pentru febră musculară? Am febră musculară la brațe, de neadevărat. Băi cu apă rece, dacă poți, dar eu nu pot să fac. Aspirină, o aspirină. Și repaus. Faci și tu alte grupe musculare. O încălzire bună de tot înainte. Cu greutăți mici. Și lucrezi alte grupe. Bine, faza e că la piept, la spate, intră și brațele. Ce mănânci la cină? Habar n-am. Haideți să o punem aici la vot. Să o punem la vot. Haideți. Votați aici. 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 Votați voi ce vreți să mănânc. Îmi faci poftă. Să știi că sunt foarte bune. Nu prea mai pot. Da, pentru febra musculară la brațe, cel mai bun e să faci picioare. Adevărat. Și eu am febră musculară la piept de luni. De luni, când am pus clipul ăla. Când am făcut fluturări cu 30 de chile. Câte calorii acolo? Nu știu. Nu ne-am cântărit. Cireș, mă, cum să fie vișine, bro. Ai văzut tu vișine așa mari? Ai văzut tu vișine atât de mari? Imense.
Mai pap după ceva, dar o să cobor imediat să vedem ce a făcut mama Sita de mâncare. Mâncam în vreo 2-3 ore. Sau poate chiar mai repede, să vedem. Mamă, cât am mâncat. Nu mai pot. Te-am lăsat, m-am dus să fac plimbarea de seară. Poftă mare în continuare și nu așa. Mulțumesc frumos. Phoenix, mulțumesc. Bag și o cardio mai încolo. Mai încolo băgăm 30-40 de minute de bandă. Taci în ghite, foarte bună. Ce e foarte bună? Gata, șefa, nu mai zic nimic. Mă supun, tac și în ghit. Te ador, ești singurul om care l-am văzut să facă mukbang și să vorbească în același timp. Mulțumesc frumos. Păi da, despre asta este mukbang-ul. Ăla e doar ASMR în care nu vorbești ASMR. Singurul om pe care l-am văzut. Ai colecție de parfumuri, că văd un mal milion în spate. N-am colecție, am și eu 3-4 parfumuri, ca orice om normal. Un fel de mămăligă cu urnați și cașcaval. Ce mă, Andreea? Ce e un fel de mămăligă cu urnați și cașcaval? Ce tu zici acolo? Ai văd miere. Da, am și un borcan de miere acolo. A apărut un Pepsi nou. Ăsta e preferatul meu. Aburind așa. Nu prea îmi plac astea. Faci ASMR? Fac, dar la microfon. Așa, ce se aude? Uite, acum am tras telefonul mai aproape. Cireșul, da. Au rămas astea mai mici. Parfum de lan și eu. E mișto. Pepsi cu cireș, cred că nu e de bună. Stai să vezi că am... Am băgat zi. Am băgat și cafea acum câteva ore. Shaorma 57%, pizza 6%, 6, mici 4%, paste 2, lasagna 2, KFC 14, burger 4, pizza 6%. Shaorma 57%, a câștigat shaorma, mâine mergem la Mioveni să încercăm o shaorma nouă. Mâine mă duc la unul dintre fanii mei adevărați acasă. Mă așteaptă cu prăjituri. A pus-o pe soție să-mi facă prăjituri. Facem acolo live. Și cu prăjiturile și după aia facem live și cu shawarma. Ești din Argeș, nu? Din Vâlcea. Îți recomand shawarma de la Miorița Kebab. În Pantelimon. E departe. Gata, Andreea, am înțeles, să trăiți. Am înțeles, Andreea, să trăiți. Nu înțeleg ce vrei să zici, dar eu mă supun.
Așa se numește, mămăliga aia cu cârnați și cașcaval, se numește Tași Înghite, scrie aici pe TikTok. Ah, ok, acum am înțeles. De la cine TV-ul, de la Miere TV-ul, de la inițialele numelui meu și al taichii mei și al bunicului meu, și care am înființat această afacere de familie. Ce ai mâncat? Ai venit târziu, Piciu, trebuie să te uiți pe YouTube, pentru că o să închid acum live-ul în 3, 2, 1 și poți să te uiți pe YouTube să-l vezi acolo. Acum, imediat, o să descarc acest live și îl urc pe YouTube. Dar mai întâi, câte pachete fumez? Două pachete fumez. Dar mai întâi să bem puțin Pepsi. Merge bine cu cireșele. Și să vă spun bancul cu Albina, mă, frate. V-am spus bancul cu Albina azi. La ce oră faceți live-ul? George, nu știu exact, în 2-3 ore, când mi se face foame. Când mi se face foame, intru băieți și fete. Oricum, primiți notificare, dacă mă urmăriți aici pe TikTok, primiți notificare și nu e problema. Haide să vă zic bancul cu Albina. Cu Albina, nu cu Albina. Că voi nu știți, ăștia noi, cel puțin ăștia noi, chiar nu știu bancul cu Albina, frate. Este un banc sec. Un banc scurt. Dar trebuie să vi-l spun. Zic eu bancul. Zil. Piciu, Roiu. Dacă combin cu sportul nou, vă simți așa tare. Da, mă, ăsta era bancul cu Albina. Cu Albina. Roiu!